Am observat ceva. În prima parte a adunării noastre a fost Domnul cu cuvântul pe noi, pe cei pocăiți, să ne mai pocăim. Și acum de la poezie, începând și de la copii, se îndreaptă spre prietenii din adunare, spre cei care au nevoie să iau hotărâre astăzi. Eram în Rădăuți la duminică prelungit, așa, și după ora două a început să se ridice în adunare 9 persoane în ziua aia, nu deodată, pe rând. După o cântare se ridica unul, se ridica o domnă, un domn. Noi vrem să ne pocăim. Mulțumim, sta jos, mulțumim, sta jos. La urmă i-o chema pe toți în față. După ora două, până la ora 4:30, Domnul a mântuit 9 oameni. Dacă spune cineva că este o căzătoare din anul, pe aripi de vânt purtată ca un fur, că ești doar o licărire din pinii, tu să-i spui numai atât că a greșit. Tu ești tot ce va să vină, infinit și veșnicie. Tu ești tot ce-i sus și jos, că ești din Iisus Hristos. Tu ești tot ce va să fie, infinit și veșnicie. Tu ești tot ce-i sus și jos, că ești din Iisus Hristos. Dacă spune cineva că ți-e umblit aiurea pe poteci și că viața tu nu știi cum s-o petreci și că totul pentru tine s-a sfârșit, tu să-i spui numai atât că a greșit. Bucuria cea mai sfântă nu zlobește, nu frământă, iar când ai privirea sus, ești în harul lui Iisus. Bucuria cea mai sfântă nu zlobește, nu frământă, iar când ai privirea sus, ești în brațul lui Iisus. Dacă spune cineva că ai pierdut o lume întreagă de amici și acum fug de tine mari și mici și oriunde pas cu pas ești ocolit, tu să-i spui numai atât că a greșit. Ai pierdut amici o mie, dar câștigi o veșnicie și din tot ce-i mai presus îl ai prieten pe Iisus. Aleluia! Ai pierdut amici o mie, dar câștigi o veșnicie și din tot ce-i mai presus îl ai prieten pe Iisus. Dacă spune cineva că într-o carte sfântă numele ți-e scris, că un loc ți-e pregătit în paradis, care îți plată pentru tot ce ai suferit, tu să știi că Domnul Iisus ți-a cineva. Amin.